Ciorbă, zdravă de post. Ingrediente, avem toate ingredientele aici, achiziționați-le repede și acum să ne apucăm de gătit. E simplu, adică trebuie să toci absolut tot. Trebuie să toci orice ingredient, tocat, tocat, mărunt, mărunt, tocat, totul. Când termin, în funcție de cât de rapid mânuiești cuțitul, 5-10 minute, putem să ne apucăm efectiv de făcut ciorba asta. Și înseamnă să luăm puțin ulei de măsline, îl punem într-o oală și adăugăm aici ceapă, usturoi, țeina, morcovul, până se moaie morcovul, le călim doar pe ele. După ce s-a muiat morcovul, adăugăm și roșiile decojite, fasolea prefiartă și apa, că aproximativ 10 minute trebuie să fiarbă acum. După 10 minute se adaugă pastele și se fierb conform timpului înscris pe pachet. Și gata. Pe urmă, rapid, rapid, că ne e foame, punem într-o farfurie și puțin parmezan dacă ne place și mâncăm. Poftă bună! Nu uitați să dați cu subsemnatul, comenturi, diverse lucruri din astea.